Familia Ciolacu din satul Micleușeni, raionul Strășeni, face apicultură de aproximativ 20 de ani. A început activitatea cu 3 familii de albine și a dezvoltat-o bucurându-se acum de 150 de familii. Prisăcarul recunoaște că se confruntă cu multe provocări, mai ales în ultimii ani, dar nu renunță la activitate așa precum o fac mulți albinari. Apicultura acum e în cădere liberă, mai ales piața de desfacere. Eu cred că noi de acum anul ăsta am pierdut vreo 10-15% din apicultori care își vând stupinile și eu observ că faptul ăsta e amploare. Vremea capricioasă din acest an se adaugă numeroaselor probleme pe care apicultorii le tot înfruntă. Pentru a avea o recoltă de miere de salcâm mulțumitoare, Victor Ciolacu a știut cum să trieze cele mai harnice familii de albine. Am ajuns la cules cu familii dezvoltate, deci nu am menținut în stupină familii care erau mai slăbuțe. Deci le-am desfințat și le-am întărit pe cele care erau medii. În felul ăsta noi am reușit să avem un cules bun. O mare parte din stupe au fost duși cu remorca în pădurea de tei, așa că în următoarea perioadă apicultorul își pune toată nădejdea în zilele cu soare și temperaturile potrivite pentru culesul nectarului. Dacă or să fie temperaturi mai mari de 30 de grade, după cum cunosc eu, secreția de nectar e foarte puțin sau dispare. Atunci o să fie miere puțină. O mare problemă ar fi perioada lungă de ploi, care nu doar va ține albinele în stupi și le va împiedica să culeagă nectarul, dar va face polenul să fermenteze. În familie hrană puțină și eu, de exemplu, m-aș mulțumi măcar să fie un cules de întreținere ca să ajungem până la floarea soarelui, ca să nu fie nevoie ca să le administrăm hrană din rezerva care o avem. Noi mierea de salcâm de acum am extras-o, am avut o recoltă mulțumitoare. Aici vedem un stup din poliuretan. Noi avem pe o remorcă 36 stup de poliuretan, pe 10 rame. Aici avem o familie nouă formată. Anul ăsta e un roi artificial, deci, pentru că de multe ori apicultorii, ca să nu permită să roiască o familie, o divizează și face un roi artificial. Așa am făcut și noi cu o familie care era mai dezvoltată și am făcut un roi artificial. Deci avem ceva rame puse la crescut. Să vedem dacă lucrează. Da, ieri s-a apucat de crescut foița. Ne vedem aici cum construiesc. Aici se vede tot puișorii. Sunt albine cu polen. Aici se vede și regina. Albinele sunt monitorizate și sprijinite în mod constant în perioadele de dificultate, iar extracția mierii se face când aceasta este coaptă și când aproximativ o treime din celulele din faguri sunt căpăcite. Venind în camera de extracție, noi în primul rând descăpășim făgurașii de căpășeala care sunt pe faguri. După ce merge procesul de descăpășire, noi, în centrifugă, se pun ramele toate aici în casete și se pornește procesul de extracție a mierii. Familia Ciolacu încearcă să dezvolte și turismul apicol rural, iar din 2018 este membra a traseului turistic Dor de Codru. Persoanele care ajung la stupina din Micleușeni se pot caza aici pentru câteva zile, pot descoperi viața acestor insecte harnice și pot savura din plin din miere și polen. În fiecare an noi avem o mulțime de copii care vin și le povestim despre cultura consumului de miere, despre familie de albine, despre polenizare.
Și aici unde ne aflăm este sala de degustare, unde degustăm produsele apicole care sunt produse în stupirea noastră.